Hamciuc se pregătește să repună de la marginea terenului, îl caută pe Carlo Danciu. Carlo Danciu, care este sărbătoritul săptămânii, să spunem așa. Tot el reușește și... Ocazie mare pentru Carlo acolo. Da, frumos între trei jucători. Dar rămânem în atac. Bat scurcie de la Odor Hei. Încearcă o schemă. Și? Este gol. Este 1-0 pentru cei de la Odor Hei. Secuiesc după o deviere acolo. Și au 1-0, Radu. Da. Da, după... Și o fază fixă, o bună ocazie pentru noi de a marca și de a egala. Bate repede Sandu cu... Savu! Cât a lipsit acolo! Nicolau! Pornește de la Odor Heiu pe un contraatac, trebuie să fie atent Munteanu acolo. Face, scoate Căucă după o deviere. Popa Horia. Dragos Sandu acolo, intercepție făcută de cei de la Odor Heiu, corner, scoate Căucă. Se nervează, face o criză de nervi Bogdan Căucă. Hamciuc, Nicolau, construim bine la centru teren. Din nou Nicolau, nu știu ce se întâmplă cu el, a patra intercepție greșită. Trebuie să fim atenți, Munteanu, scoate Căucă bine, foarte bine. Dacă o dă și de aici. Și o dă, da, pe poartă. Și prinde fără probleme finalul primei reprize. Măcar a dat-o pe poartă. E o mince ce a traversat tot careul, după care aleargă Cristi Burlacu, preferat în acest meci, în această repriză secundă, de către antrenorul nostru. Și iată, este mince pentru Sandu. Savu! Ocazie mare pentru Steagu. A dat șutul un pic mai repede. Până la urmă, un tânăr de perspectivă al zonei noastre. Da, da. Care poate confirma sezonul ăsta la noi. Este sezonul lui în care poate confirma, în care... No. 2-0, din păcate. În care se poate afirma chiar asta, chiar voiam să zic că se poate afirma și iată. Sincopă în apărare. 2-0 pentru Odor Hei. Îl văd pe Răchișan că se pregătește să intre pe teren. Poate fi un jucător care să schimbe soarta, da, a partidei. Bate Dedu. Și deloc rău. Deloc rău. Ajunge la Răchișan, l-a căutat pe Carlo Danciu. Danciu însă nu atacase decisiv. O minge pentru Danciu. Savu și el blocat. Burlacu pentru Horia Popa. Acum dacă vine golul putem crea pericol. Trece frumos Horia Popa. Popa! Dar nici nu i-a ieșit pasa cum ar fi vrut. Clar, da, am văzut, s-a dus mingea destul de central. Aici e o pasă pe care Godri o greșește. Vine șutul prins de Căucă. Și nu o să vedeți cador din partea lui Căucă. Nici nu știi dacă ajungea până la poartă mingea, deoarece avea adversar în față, dar putea încerca. La scorul ăsta, cum s-au ciocnit acolo Vlad Olteanu. Cât de mult a așteptat, vine centralea, Carlo Danciu! Gol! Steagu! Ce ziceam de mincile pentru Carlo Danciu? Despre asta vorbeam! Iată-l pe Răchișan. Minge pentru Stelian de Locrea. De obicei mingile ce cad în apropiere. Vlad Olteanu iară. Pasă până! Dumnezeule mare, ce ocazie! Nu pot să ratez de acolo! Încă o dată bine. Scoate că. Bună preluarea lui Hamciuc. Pasă în centru, la Carlo Danciu. În dreapta, către Savu, e bună. Savu, mingea jos. O pune Savu, trece printre doi. Rămâne în posesie Savu, extraordinar. Burlacu! Superb șutul. Minge bătută pe 16 metri, respinge de acolo. Stelian a fost, Godre acum pentru Burlacu. Minge până la Hamciuc, Vlad Olteanu. Vine, da, pasa lui Vlad Olteanu pentru Răchișan, e bună, ajunge Răchișan, centrare în fața porții. L-am văzut pe Răchișan în prim plan.
De-aia m-am și pregătit deja să țip. Uf, ce dueluri la mijloc acolo. Da, se vede da, calitatea la Vlad Olteanu, la pasele astea. Nu, uite, uite, ăsta a fost un faul. Dar e bine, hai să profităm de el, că nu e VAR. Putem să profităm. Hai, Răchișane, hai, Răchișane. Trece penalti! 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 Hai, Căucă! Încă o dată în Cupa României! Recidivează! Se pregătește! Bate! Gol! Gol! Stego! Căucă! Bogdan Căucă! 3-2! 11-12 minute în care Steagul întoarce rezultatul! De la 2-0 pentru Odorhei, Steagul bate cu 3-2!